Se pare că șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, a fost infectat cu noul coronavirus. Anunțul a fost făcut chiar de către acesta printr-o postare pe contul său personal de socializare. Într-o postare pe contul personal de Facebook, Raed Arafat a anunțat faptul că a fost infectat cu noul coronavirus. Totodată, el a mai precizat că a făcut mai multe teste pentru a afla dacă este sau nu pozitiv. Șeful DSU susține că a purtat constant masca FFP2, iar testul de dimineață a ieșit negativ, în timp ce ultimul realizat în această seară a fost pozitiv. În ceea ce privește simptomele, Arafat precizează că până acum ele sunt ușoare. Totodată, el a mai precizat că va continua să lucreze, însă de la domiciliu, în următoarele zile. După un test rapid administrat de mine acasă în această seară, am ieșit COVID pozitiv. Acesta după ce dimineață testul a fost negativ, eu purtând masca FFP2 tot timpul. Simptomele pe care le am la acest moment sunt ușoare, a scris Raed Arafat pe Facebook. Menționăm faptul că numărul infectărilor cu noul coronavirus a scăzut semnificativ în România în ultimele săptămâni, potrivit datelor publicate de Ministerul Sănătății în cursul zilei de luni. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 686 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 104 mai mult față de ziua anterioară. 75 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.